Șoferul a țipit când traversa un pod de pe DN14. A pierdut controlul volanului, mașina sa a rupt balustrada de protecție și s-a prăbușit în râpă. Am auzit o bubuitură, am ieșit afară, n-am văzut nimic. După aceea șoferul claxona în untru. A claxonat, am ieșit și am văzut că mașina era răsturnată și am sunat la unul. Era rănit la mână și la cap. Era conștient, vorbea. Era căzit jos acolo în mașină, pe o parte. Șoferul a fost preluat de un echipaj smurt și transportat la spitalul din Sighișoara, iar de aici la spitalul din Târgu Mureș. Un conducător auto în vârstă de 34 de ani, în timp ce conducea o auto utilitară în afara localității Laslea, pe fondul oboselii la volan, a dormit, a pierdut controlul autoutilitarei și a părăsit partea carosabilă, intrând în valea unui pârâu de pe marginea drumului. Polițiștii recomandă șoferilor să circule cu prudență în această perioadă când sunt anunțate ploi pe arii extinse.